Introducerea taxei de 80 de euro pe tonă la depozitarea deșeurilor pe rampa de gunoi i-a determinat pe mulți primari din Maramureș să regândească sistemul de colectare a deșeurilor de la populație. Situația este aceeași și la Săcălășeni, edilul punând mare accent în prezent pe responsabilitatea cetățenilor. Este o, o amendă, o putem considera pentru ceea ce depozităm fără să selectăm și să avem în vedere că acea cantitate care la noi ajunge în rampa de gunoi, în cazul nostru aici, la satul nou de jos, este amestecată. O colectare selectivă ar duce potrivit primarului la cheltuieli mai mici. Emilian Pop face un apel locuitorilor comunei să acorde atenție acestui aspect, deoarece ceea ce ajunge în tomberoane pentru a fi dus la rampa de gunoi se plătește de anul acesta mai scump. Ideea ar fi ca acele recipiente care noi le instalăm în, în platformele care sunt turnate de ani buni, vor fi, vor fi puse în funcțiune și se va face colectare selectivă. Acei recipienți sunt pentru ceea ce se colectează selectiv. Gunoiul menajer ce se duce în rampă este, se va colecta ca și până acum. Deci, recipiențe sunt pentru hârtie, plasticuri și sticlă. Primarul din Săcălășen susține că a avut o discuție cu operatorul care se ocupă de colectarea deșeurilor menajere în comună și a fost avertizat și de faptul că cei care amestecă deșeurile reciclabile cu cele biodegradabile riscă să rămână cu ele la poartă.